Cine n-are dor pe lume, mai dorule mai. Cine n-are dor pe lume, să vină seara la mine, să-i dau dorul împrumut, că la mine îi dor mult, of, of. Că la mine îi dor mult, că la mine îi dor mult. Mă învinge ca un ac, of, of. Mă învinge ca un ac, mă învinge ca un ac. Și Todor o tras mai mult. Dorule, tu ai ce ai, că tot la inimă mi stai, măi. Dorule, tu știi ce știi, că tot la of, of, că tot la inimă-mi vii, că tot la inimă-mi vii. Sper că v-ați convins, dragi spectatori și mulți stimați telespectatori, că Cernăuțul are viitor. Și are viitor cultura românească la Cernăuți. Pentru că peste 100 de copii care au urcat astăzi în scenă, care învață la Școala Populară de Artă, care se ocupă la filialele Centrului Bucovinean de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românesc, o fac din suflet și o fac pentru viitor. Nu o fac din bravadă ca să spună că sunt români. Ei simt românește, cânt românește, dansează românește și fac pași înainte, gigantici, spun eu, dacă ținând cont de 10 ani de când încercăm să-i promovăm pe acești copii și le vedem evoluția.
Sunt deosebiți și sper că v-ați convins. Aplauzele dumneavoastră pentru acești copii. Și ultimul cântec care dorim din tot sufletul să îl dăruim astăzi, am să rog și pe colega mea, coprezentatoarea mea de astăzi, Svetlana Ursu, să vină alături de mine și vreau să faceți cunoștință. Svetlana mai este și directorul Școlii Populare de Artă pentru Civilizația și Cultura Românească. Ne dorim să mergem înainte. Ne dorim să fim înțeleși. Ne dorim să fim sprijiniți și, de ce nu, să fim împreună, cu toți, pentru că nu facem altceva decât ne promovăm pe noi și viitorul nostru, prin cultura strămoșească și prin cultura românească. Vă mulțumim încă o dată că ați avut curajul și răbdarea să asistați la acest frumos spectacol, am spus-o cu mândrie, frumos spectacol, maraton, îl numim noi de fiecare dată și sper să ne urmăriți și pe ecran, micile ecrane ale televizoarelor, pe postul de televiziune Perca Cernivții, redacția Real TV. Vă mulțumim încă o dată din suflet și vă așteptăm cu mare drag. Fiecare colț de pe pământ există cât un suflet singur care așteaptă de la noi un cuvânt, un cuvânt. În fiecare clipă când zâmbesc în lume un copil e trist. În fiecare clipă mă gândesc cum aș putea doar o secundă să schimb ceva, o lume.